Cum o să primiți lucrul acesta? Sunt gelos pe voi. Am o gelozie sfântă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Sunt gelos pe voi cu o gelozie sfântă. Dar Domnul, credeți-mă, este la fel. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi. Vreau să vă spun câteva lucruri înainte de a intra în acest subiect. Un gând. Am văzut în viața mea perioada unei biserici de la cum a crescut de la 2, 3, 4 la un număr de am văzut urcușul ei și am văzut și coborâșul ei. Biserica este ca și familia. Trecem prin necazuri, trecem prin diferite împrejurări, trecem prin binecuvântări. Urcă și coboară. Ce avem noi de învățat, dragii mei, din toate aceste lucruri? Biserică, ține minte ce spun. Câtă vreme ești în urcare astăzi, nu uita că vine și coborâșul. De aceea astăzi ascultă cuvântul lui Dumnezeu și întărește-te. Întărește-te în putere, întărește-te în credință, slăvit să fie Domnul. Amin. Vrei lucrul acesta? Amin. Avem nevoie să facem în mintea noastră câteva schimbări. Eu îmi doresc mult. Mi-aduc aminte că au fost perioade, dragii mei, și o spun spre slava lui Dumnezeu și mă întreb, Doamne, unde este perioada aceea? Ce trebuie să fac? Probabil să fiu iarăși ca la dragostea dintre. Ce trebuie să fac iarăși? Să am rugăciuni la celor fierbinți. Ce trebuie să fac, Doamne, să am o pocăință reală? Ce trebuie să fac? Mi-aduc aminte că ne trezeam din somn și mă trezeam din somn și ne apucam de multe alte lucruri. Dar vă spun în numele Domnului Iisus, m-am trezit predicând din somn. Nu mi s-a întâmplat niciodată lucrul acesta. Să-ți vorbească Domnul în timp ce, ce dori? Să predici, să te audă cei din casă? E mare Dumnezeu, dragii mei! Amin. Am auzit cum în timpul somnului s-au trezit vorbind în alte limbi. Vreau ca Biserica lui Hristos să rămână vie. Aleluia. Dragii mei, rămâne tare în Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe deplin. Vedem în viața Apostolului Pavel câteva lucruri. Era închis. Și trebuia să întărească o biserică, biserica din Filip, care nu știa ce să mai creadă. Devenise așa. Uitați ce înseamnă să rămână devotată lui Dumnezeu în seara aceasta biserică. Alege să slujești pe Dumnezeu cu devotament, cu dăruire, cu dragoste. Binecuvântat să fie Domnul. Ce s-a schimbat în gândirea lui Pavel? Și ce trebuie schimbat în gândirea ta? De multe ori noi trăim cu gândul acesta. Dar lucrurile care erau pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ca să ajungi a-L cunoaște pe Hristos, ca să ajungi la desăvârșire, ca să calci pe urmele Domnului Iisus Hristos, trebuie să faci ceva și trebuie să faci ceva. Și acum îți spun bine, ține minte. Mă adresez mie. Îmi spun mie și aș vrea să-ți vorbească Domnul și ție. Câte vreme Iosife, câte vreme Iosife tânjești pentru lucrurile din trecut și n-ai renunțat la ele, n-ai să poți să ajungi la desăvârșire. Câte vreme nu renunți la lucrurile din trecut, câte vreme te gândești la ele, era mai bine, trăia mai bine, era mai bogat, era așa. Astăzi, spune împreună cu mine, le-am socotit ca un gunoi, ca să-L cunosc pe Hristos. Vrei lucrul acesta? Amin. Țineți minte, tu și eu ne întâlnim cu
acestea, dacă ne gândim la trecut, nu mai trăim prezentul și trecem pe lângă noi, trec pe lângă noi binecuvântările Dumnezeu, trec pe lângă noi revărsările de har, trec pe lângă noi bucurire, trec pe lângă noi momente în care Dumnezeu vrea să ne crească. Și noi suntem cu gândul unde? La lucrurile din trecut. Alegi împreună cu mine în seara aceasta să ne schimbăm gândirea, să socotim tot ce a fost în trecut ca un gunoi. Amin, ca să-L prindem pe Iisus Hristos, Domnul. Aleluia. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, eu nu știu ce câștiguri ai avut. Eu nu știu cât de bine trăiai sau nu trăiai, nu știu. Dar în seara aceasta, dragul meu, împreună cu mine, prinde-te de Hristos, prinde-te de haina Lui și trăiește cu El. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Și auziți acum, versetul mi-a vorbit sufletul meu. Nu vreau să vorbesc mult, pentru că vreau să las loc fratele meu, Hamed. Vreau și tu și eu astăzi, ascultați versetul 8. Ba încă și acum. Ba încă și acum. Ba încă și acum. Privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Eu te întreb, ce gândești acum? Ce primești acum? Ce ai vrea să afli? Ce ai vrea să câștigi? Ce ai vrea? Ce ai vrea din lumea aceasta? Toți vrem câte ceva. Toți avem dorințe. Toți am vrea să fie așa. Toți am vrea să fie așa. Dar în seara aceasta, împreună cu mine, socotește totul ca unul noi și prinde-te de Hristos Domnul. Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Amin. Dragii mei, știți de ce? Pentru că spuneam la început, există un urcuș și există un coborâș. Dacă nu rămâi prins de Hristos, dacă nu trăiești cu Hristos, dacă nu vrei să slujești cu devotament și cu tărie, eu nu știu ce vei face când vei ajunge iarăși într-o stare de greutate. Poate că chiar acum ești. Poate chiar acum ești într-o stare de greutate, dar mă rog ca Domnul să-ți dea putere. Amin. Mă rog ca Domnul să te ridice și să-ți dea putere. Nu te mai gândi la lucrurile din trecut. Lasă-le! Gândește-te la ce poate să facă Domnul pentru tine. Amin. Dragii mei, îmi doresc din toată inima, nu știu, vreau să-mi deschid inima larg pentru voi în această seară. Mi-am dorit mult să ajung în mijlocul vostru. Vă spun și eu ce îmi doresc. Ne vrea în continuare în Biserica lui Hristos o revărsare de Duh Sfânt. Amin. Eu mai vreau o revărsare de Duh Sfânt. Aleluia. Mai vreau un așa vorbește Domnul. Mai vreau descoperiri din partea Domnului. Mai vreau să văd minuni. De ce? Biblia mea este vie. Eu nu vreau să slujesc un Dumnezeu care îl au oamenii din lume. Eu vreau să slujesc un Dumnezeu viu. Tu ce vrei? Amin. Ce vrei? Pe cine vrei să slujești? Eu vreau să slujesc pe Iisus Hristos, Domnul. Aleluia. Cine vrea lucrul acesta? Amin. Socotește toate cu un gunoi și prinde-te de Hristos în seara aceasta. Aș vrea și tu și eu să ne întărim, dragii mei. Nu știm ce momente ne așteaptă. Nu știm ce vine în viitor. Dar un lucru știu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Ce am câștigat în seara aceasta, dragii mei? Pe Hristos Domnul. Aleluia. Amin. Este totul. Și-mi place ce spune Apostolul Pavel. Și vreau să citesc lucrul acesta. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. De cine vrei să te prinzi astăzi? Toți așteptăm socialul,
Toți așteptăm alocațiile, toți așteptăm într-un fel sau altul să trăim mai bine. Am venit aici pentru copiii noștri, le spuneam copiilor mei, nu știu ce se întâmplă, nu știu când vom sta, nu știu ce se va întâmpla, dar un singur lucru vreau, să mă prind de Hristos. Vrei și tu lucrul acesta? Amin. Dragii mei, în seara aceasta vreau să facem o rugăciune fierbinte și spune Domnului că-L iubești. Spune Domnului că vrei să-L slujești în continuare. Amin. Spune Domnului că vrei să-L slujești cu toată inima. De când mi-ai spus tu până acesta, dragii mei, vreau focul lui Dumnezeu să vină peste noi. Aleluia. Să ardă orice vrea, să ardă tot ceea ce este necurat în viața noastră. Amin. Să facă o curățire în biserica Lui, să ne pregătească pentru cer. Glorie Domnului! Haideți să subătim toate lucrurile ca un gunoi. Numai de dragul să-L prinde pe Hristos Domnul. Amin. Binecuvântat să fie în nume de Lui. Citesc și apoi ne vom ridica la rugăciune. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Să fiu găsit în El nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, și aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ce trebuie să fac? Ce trebuie să se schimbe în gândirea mea și în mintea mea? Repet lucrul acesta, dragii mei. Câtă vreme trăim doar cu lucrurile din trecut, s-ar putea să nu trăim prezentul și să nu gustăm viitorul. De aceea, dragii mei, în toate aceste lucruri, un singur lucru știu, să-L apuc pe Hristos. Amin. Vrei lucrul acesta? Amin. Vă invit să facem o rugăciune înaintea Domnului.